Gândul fiecărui tânăr, cred că în ziua de azi, e străinătatea. E bine să o faci cât mai repede, ca să ai timp să te întorci și să construiești ceva aici. S-a născut în Fălticeni și de la 6 ani a învățat să danseze breakdance. Copilăria lui a fost marcată de cultura hip-hop, iar în liceu a început să facă rap. A studiat informatică managerială și imediat după facultate a devenit antreprenor. S-a îndrăgostit de albine și în prezent este și apicultor. El este George Manuel Axinte. George, suntem pe un vârf de deal, avem o dronă. Suntem într-un loc secret. Într-un loc secret. Nu pot să zic. Doar coordonatele GPS aș putea atât. Și de aici unde mergem? De aici mergem în București, mergem în Fălticeni și în Buzău. Buzău, da, exact. Facem un selfie și mergem. Hai. George, te-ai născut în Fălticeni și eu nu știam multe lucruri despre orașul ăsta, dar înțeleg că e un oraș plin de cultură. Cum l-ai simțit când erai tu micuț? Fălticeni e un loc special, cum mă gândesc la el. Vin așa foarte multe amintiri plăcute. Noi avem și o galerie dedicată oamenilor de cultură din Fălticeni. Printre cei mai cunoscuți, cred că este Mihail Sadoveanu. Pe acolo au trecut și Ion Creang, Sofia Ionescu Ogrezeanu, mulți oameni care cumva m-au influențat. Înțeleg că te duci în weekend la Fălticeni. Weekend la Fălticeni. Da, acasă, la mama. Mama. Și o să profiți să te rog să te filmezi. Haideți cu mine rapid în Fălticeni să vedeți unde m-am născut. Suntem în fața galeriei oamenilor de seamă. Când aveți timp să treceți pe aici, vă invit. Să vedem dacă mai există copacul Lizucăi. Lizuca! Și Patrocle! Și Patrocle, și Patrocle. Așa cum v-am promis, v-am adus într-un loc magic. Dumbrava minunată. Scorbura în care s-a ascuns Lizuca. Tu mai ai o soră care e puțin mai mare decât tine? O sora mea, da, e mai mare cu un an ca mine. Din păcate, ea s-a născut cu un handicap. Și pentru mine asta a contat foarte mult în toate alegerile pe care le-am făcut în viață, pentru că mi s-a părut că sunt privilegiat din toate punctele de vedere. Ea, având acest handicap... Poți să spui ce handicap e? Este un handicap din naștere. Când s-a născut, asistenta i-a apăsat pe creier, știi că partea de sus nu este dezvoltată și practic este subdezvoltat pentru vârsta ei. Și atunci... Trăind cu ea, am apreciat fiecare zi altfel. Am văzut că eu pot să ies afară să mă joc copiii, ea trebuia să stea în casă. Toate alegerile mele pe care le-am făcut au fost cumva cu gândul că, uite, eu pot să fac asta. Și nu cred că am avut vreodată o preliște în ceea ce am făcut. Suntem într-un parc de skateboard, pentru că tu îmi spuneai că era în centru și era urban și... Exact, am fost fascinat mereu de urban, am crescut la casă, dar în fața casei mele erau blocuri. Și tot timpul stăteam în cartier. Uite, ce frumos e aici. Tu ai vrut. Da, da. Tu ai vrut la skater, nu? Suntem copii, la orice vârstă. Da, ai făcut ceva skating? Am un de-asta longboard. Dar, sincer, am căzut de câteva ori cu el și după aia n-am mai avut timp. Da? Dar mă dau cu placa. N-am mai avut timp, nu curaj, timp! Nu, timp. Era și perioada aia cu cartierele în hip-hop, nu știu dacă știi, a fost nu o întreagă știu. Mișcare în România. Da, Pantelimon? Pantelimon, anii 90. Exista, anii 90, exista Pantelimon în fiecare oraș din România și cumva toți copiii de la bloc erau uniți. Părinții totuși te țineau din frâu cu școala, da? Trebuia să intri la un liceu bun. Mama mea a fost educatoare. Perfect. Și atunci ea a ținut foarte mult la educația mea. A ținut ca eu să nu stau foarte mult afară, cu toate că stăteam. Avea grijă ca lecțiile să mi le fac cum trebuie. Nu mi-a plăcut felul în care a fost structurată școala, pentru că sistemul nostru școlar te obligă să faci lucruri, nu ți explică. Și eu sunt un om care vrea să înțeleagă. Matematica, bineînțeles, mi-a plăcut. Ea avea logică din toată treaba. Corect. Da. Asta a fost. Nu pot să zic că am fost top of the line, dar... Da, a intrat la cel mai bun liceu din Fălticeni. Colegiul Național Nicu Gane, bineînțeles că matematică, informatică.
Povestește-mi despre breakdance, cum l-ai descoperit. Breakdance-ul l-am descoperit de mic. Erau niște băieți mai mari care dansau la momentul respectiv. Fix în fața casei aveam un teren așa mai deschis. Și i-am cerut voie mamei să mă duc să mă uit la ei. Și ei m-au luat în gașcă pentru că eram foarte mic. Cât de mic erai? Cred că aveam 6 ani, ceva de genul ăsta. Și tu ai început să dansezi la 6 ani? Da, bine, era ceva basic, nu era un breakdance adevărat. Oricum, nu? Da, stăteai da, în da. Cap, umeri, da, main. Da, clar, clar. Încă clar, mai poți să faci asta? Încă mai pot să fac asta, chiar în weekend. Vrei? Trupa noastră se chema The Breakers. Da, Breakers. Yeah, yeah. Și tot timpul mergeam cu casetofonul după noi, aveam tot timpul coatele julite pe cap, când te învârți, ți se ia puțin părul, foarte, foarte interesant. Aveam niște căciuli cusute cu nailon ca să te învârți cât mai bine. În aceeași perioadă ai început să faci hip-hop sau a venit mai târziu? Hip-hop-ul e întreaga mișcare. Cultura se cheamă hip-hop. La un moment dat n-am mai putut să fac breakdance pentru că mama mea nu m-a mai lăsat. Trebuia să învăț pentru capacitate și am intrat la liceul Nicu Gane și acolo mă plictiseam, îți dai seama, eu fiind un om care interacționează tot timpul cu oamenii, face lucruri, trebuia să-mi găsesc un hobby. Și un coleg de liceu mi-a propus, el era pasionat de rap, da. Rap care vine de la ritm și poezie, Rhythm and Poetry, și cultura hip-hop m-a făcut să visez către Statele Unite, care pentru mine era apogeul. Am văzut că e o altă formă de exprimare. Pentru mine asta contează foarte mult, să pot să mă exprim, să fiu liber. Am văzut că ai făcut un album în 2013. Pirogravez, versul grav, încă un autograf pe un bolnav. Și acum ești undeva între hip-hop și jazz, da. E acustic. Jazz rap. Te-am ascultat puțin, duce spre The Roots? Da, da, duce și spre The Roots. Și vreau să aduc jazz-ul cu rap-ul în aceeași formă și să dăm mai multă melodie în piese. Cine vrea să se bate, să se joace, dar vino încoace. Avem nevoie de multă, multă, multă căldură. Lumea muzicii tale s-a extins puțin cu o profesoară, Luiza Zan, da. E o cântăreață foarte, foarte bună de jazz. Cum v-ați întâlnit? Lucrezi cu ea? Cum lucrezi cu ea? Ce se întâmplă? Dacă îți dorești destul de mult în viață, îți întâlnești idolii și ajungi să lucrezi cu ei. Cam asta s-a întâmplat în cazul meu. Luiza Zan, în momentul de față, este mentorul meu, mă ajută pe partea de voce. M-am prezentat și practic m-am prezentat și cu produsea Picole și am explicat cine sunt și numele meu de scenă fiind Mr. Honey. Mr. Honey. Treaba mea cum împac și ce fac cu albinele. Internetul, robinetul, lasă curgă opiniile. Dacă nu e iubire, ți-e duc vocea la mine. Și cum ai ajuns la București și de ce București? Clar, mișcarea hip-hop era mult mai dezvoltată în București. Și apoi și studiile simțeam că îmi vor oferi noi posibilități mult mai mari decât poate în Iași. Okay. Și eram deja fixat pe română-americană, știam că am backup-ul ăsta. Și scopul meu era ca în perioada de vacanță să plec work and travel. Am reușit să plec încă din luna mai și mă întorceam în octombrie. Am fost de 2 ori în Statele Unite. Scopul era să te întreții singur pe perioada facultății, de exact. Fapt. Și cum ai trăit visul american? Da, chiar e un vis. Din prima secundă când aterizez în Statele Unite, în New York, am avut șansa să merg pe coasta de est. Lucram în domeniul jocurilor din parcul de distracții și a fost o experiență destul de grea din punct de vedere fizic. Câte ore pe zi munceai? Munceam cam de la 7 la 12 noaptea. Am ajuns să fiu chiar managerul unui parc de genul ăsta. Și acolo cred că mi s-au clarificat multe lucruri despre America și am decis să nu rămân în America. Simți cumva răceala din Statele Unite. Deci ai trăit ca să te lămurești că nu e pentru tine. Mi se pare că România are foarte mult de oferit. E greu, dar cu cât suntem mai mulți, cu atât cred că putem schimba țara asta în ceva fantastic. S-a terminat facultatea și intrasem în ISEC, o organizație studențească. Trebuia să plecăm într-un schimb de experiență, adică să lucrăm într-o companie dintr-o altă țară. Și fix înainte să plec, partenerul meu de afaceri din ziua de azi, Victor, a venit la mine și mi-a propus să facem amândoi un business. Câți ani ți-a luat să crești cât să poți trăi din ceea ce făceai?
cred că un an de zile. Porneam într-un domeniu al produselor naturiste care era practic la început. Ne-am cumpărat un Tico din bani împrumutați, asta era mașina noastră cu care mergeam și luam produsele din depozite de la producători și le distribuiam chiar noi către... Noi sunam, noi eram la capătul celălalt, noi eram pe site, eram... Noi centram, noi dădeam cu capul și dădeam gol. Știu că ideea de remediu te-a atras pentru că, iarăși, e povestea ta de viață legată de sora ta și asta m-a impresionat când mi-ai spus. Tot timpul am căutat remediu pentru ea, pentru cei din jurul meu, să știm că avem soluții. Ce faci, George? Salut! Unde suntem? Suntem în comuna Năieni, județul Buzău. Unde sunt? Albinuțele. Tale. Mele. Vii în fiecare weekend. Da. Ești în combinezon frumos. Da. Am și eu un combinezon. Astea sunt roșii, nu? Mă fac de râs? Astea sunt roșii, corect. Nu m-am făcut de râs. Aia e ceapă. Aceștia sunt stupii. Câte familii ai? Avem 11 familii aici, pe vatră. Asta e o vată staționară. Adică în staționară înseamnă că nu plecăm cu stupii de aici. George, unde am ajuns? Am ajuns în locul de unde culeg albinuțele. Stupii noștri sunt undeva pe acolo, unde se văd casele. Deci avem o distanță destul de apropiată. Iar ele, practic, culeg toată flora asta spontană pe care o vezi. Avem pădure în spate. Și tu mâna ta ce ai? O dronă. 3, 2, 1 și... Uite, George, ce frumos! Mă duc cu ea și văd floarea. Dacă e înflorită, dacă secretă nectar, dacă e albinuța pe ele... Vedem relieful mai bine, de sus se vede totul, vedem din perspectiva albinei. În plus, cu drona arătăm clienților de unde extragem. Deci nu doar te joci cu ea că arată bine. Nu, sincer, nu e o joacă. Asta e un bonus. Să ne vedem și noi puțin, nu? Unde e? Să facem cu mâna? Uite! Așa. Când ai descoperit iubirea ta pentru miere? În momentul în care aveam acest magazin, după 2 ani de zile, tot încercând produse, eu îi trimiteam mamei mele produse pentru sora mea, pentru că ea are epilepsie și dificultăți în concentrare. Unul din produsele cu care am intrat în contact a fost lăptișorul de matcă. I l-am trimis mamei mele și după 3 luni de zile, ea mi-a spus că a observat schimbări. Lăptișor de matcă! Asta-i lăptișorul! Ia să-mi zici tu ce gust are. De ce ai făcut asta? Este o hrană foarte puternică cu care se hrănește doar regina. Nu este un desert, da? Atunci în capul meu s-a făcut așa un declic pentru că știam că România are o cultură în miere, o cultură în produse apicole. Și am început să mă documentez mai mult pe zona asta. Eram în 2010, cred, nu? 2010, exact. Deja în 2009, aș spune. Nu era destul de bine promovată și nici în secunda de azi nu e bine promovată apicultura și apiterapia, produsele apicole în România. Încă nu am ajuns la punctul ăla în care să consumăm produsele astea în mod regulat. Un gram de miere se strânge cam de la 1000 de flori. Dacă consum polen 2 săptămâni, e ca și cum ai consuma poate 2 luni de zile suplimente dintr-o farmacie, vitamine și minerale. Aici este placa activă și practic dacă dăm așa în jos, albinuțele când intră, lasă polenul acolo. Îl colectăm așa și îl punem în congelator. E dulce. Polenul, după ce îl strânge albinuța, ea nu-l mănâncă așa ca atare, un polen crud, da? Ea ce face? Îl duce în stup, îl bate în hexagonul celule, în celulă, da, cu căpușorul și adaugă nectar în respectiva celulă și se transformă practic în păstură. Că avem și păstură aici. Și uite, e foarte bună, e mai bună. Se vede în secțiune pe da, pentru că are ferment. Are ferment. În polen, floarea își dă tot ce are mai bun. Are enzime, lactobacili, bacterii benefice, este spectaculos, vitamine, minerale, tot grupul de vitamine B. Și tu cât de des consumi polen? În fiecare zi. De câți ani? În fiecare zi, de când l-am descoperit, cred că din 2010. Cam, wow. Da. Și cât de repede ai ajuns să faci tu munca asta, să fii apicultor? Că înțeleg că au durat puțin. N-a fost ușor, mai ales că munca mea presupunea statul în București. Să stai în București, să ai albine, e practic... Ai încercat măcar? Nu, n-ai cum să încerci pentru că există o lege care ne interzice. Ah, ok.
E bine că avem o lege care ne interzice, pentru că nu toată lumea este responsabilă și e bine să păstrăm distanța. E, până la urmă, albinuțele sunt niște animale sălbatice, așa sunt încadrate ele. Ele atacă atunci când le e frică. Vreau să pui mâna pe ele așa să vezi că nu pățești nimic, uite. Da? Le-am atins. Ai pățit ceva? Nu! Vezi cât de liniștite sunt? Nu, da, ele își fac treaba lor, nu? Da. Deci dacă vezi că ai un spotter, un paznic pe lângă tine, ridici mâna și ai să vezi, uite, albinuța se duce spre punctul cel mai înalt. Am înțeles. Ea nu vrea să te înțepe, ea practic acum ne avertizează, lăsați-ne în pace că avem treabă, știi? Dar în caz că suntem înțepați, ce trebuie să facem este să nu ne pierdem cu firea, da? Să înlăturăm acul cât mai ușor și să nu apăsăm pe el, pentru că ne injectăm tot veninul în corp. Okay. Te lași înțepat, nu? Da, eu mă las înțepat pentru că veninul e foarte benefic și nu sunt nici alergic. Hai să-ți arăt din albinuțe, așa. Așa, ia să vedem. Uite, această albinuță mai mare, da? Da. Uite-l ce mare, e un trântor, ăștia sunt trântorii. Ah, gata, asta de aici. Da, da, da. Restul albinelor sunt albine cu legătoare, practic. Știi ce e ăsta? E puietul de albinuțe, da? Da. Sunt albinuțe mici. Trecem prin foarte multe stadii, are toate joburile din stup, de la curățător, doică, moașă, paznic, cărăuș de apă, polen, miere sau nectar. Trece prin toate stadiile astea. Ultimul stadiu, cel de culegător, este stadiul final, pentru că atunci ai nevoie de foarte multă experiență. Iar viața ei în perioada de acum e undeva la 30-40 de zile. Perioada de vară când lucrează. În schimb, toamna trăiesc din octombrie până în ianuarie, februarie maxim, când are loc schimbul de generații. Primul lor job când ies, să aibă grijă de cele care ies după el. Și practic albinuțele astea curăț, acum hrănesc, fac toate muncile. Sunt albinuțele doici, avem și niște trântorei deasupra. Nu poți să înțelegi până nu ai practică ce se întâmplă, că avem o familie, familia este guvernată de o regină. Într-un stup, într-o perioadă prolifică cum e vara, ajung până la 60.000 de albinuțe într-un stup, într-o cutie, îți dai seama. Cum se întâmplă că ele nu dezvoltă bacterii și nu mor de boli? E... Iarăși, propolisul, aici intervine propolisul, este produsul apicol care a fost recunoscut ca medicament. Uite-l, ăsta este propolis, rășina colectată de pe copaci, îl folosesc practic ca un kit. Și ca o ceară, gata. E rășinos, da. Și are un efect antibiotic, antimicotic, antibacterian fenomenal. Aerul de stup, practic, este un alt produs apicol. Foarte, foarte bun pentru cei cu probleme respiratorii. Citind pentru interviul acesta, am aflat că ele comunică prin niște dansuri. Exact. Au și niște sunete pe care cu care semnalizează. În primul rând, dansul este modul de comunicare al albinuțelor. Ele se orientează după soare. Dansul poate fi foarte dezvoltat și foarte precis. Asta și bineînțeles prin feromoni. Fiecare stup are un miros specific și atunci ele nu au cum să confunde, să se ducă în stupul din dreapta și nu să se ducă la ele acasă. Tu mergi în țară și aduni produse de calitate și știu că asta e o preocupare foarte importantă a ta, să le testezi, să știi sigur că e exact ce trebuie. Exact. Hai să facem o chestie. Practic nu prea face toată lumea și aș vrea să o facem noi. Ține un pic. Ia să vezi cât de ușoară e. Wow! Ce tare! Asta e un refractometru, cu el măsurăm umiditatea mierii. Eu am să iau de oriunde. Umiditatea trebuie să fie sub 18. Bine, ai emoții? Da, îți dai seama. Ia. Ia să vedem umiditatea. Ia, spune tu acum umiditatea la mine. Este aproape 18, 17, virgulă. E perfect. E minunat. Deci poți să o extragi, da? Poți să o extragi, da. Și apropo de standard, știu că ați participat la un târg în Marea Britanie și urmează altul la Paris. Anul trecut am fost la Food Matters Live 2019 în Marea Britanie. A fost de mare succes că am văzut aprecierea produselor și practic ăsta este scopul nostru, să arătăm întregii lumi că România are produse de calitate și că poate face diferența nu doar ca materie primă, ci ca produs finit. Produsul pe care eu mi-aș dori să-l văd peste tot în lume e polenul românesc, în primul rând. Și mierea! Și mierea, și mierea, și mierea. Luăm căpăceala asta, da?
Excelent! Așa, stai toată căpăceala. În centrifugă. Și practic o să facem așa cu trei rame. Așa. Ce urmează este să aplicăm forța de... Centrifugă, mi-ai spus, Hai să vedem. Eu? Tu. Dacă te uiți, mierea se duce pe pereți. Așa, e bine. Și începe să curgă aici. Excelent. Să stabilim cum recunoaștem o miere de calitate. O miere de calitate, dacă vorbim de o miere polifloră, în raft, majoritatea timpului e cristalizat. Ar trebui să vedeți procesul de cristalizare început. Adică nu e lichidă, ceva... Da, nu e lichidă. Lichiditatea, practic, e menținută de gradul de fructoză-glucoză. Mierea polifloră tot timpul are un glucoza mai mare decât fructoza și atunci ea cristalizează mai rapid. La fel ceea ce e bine. Da, ceea ce e extraordinar, pentru că cristalizând, vă dați seama că mierea e un produs viu, lucrează, e natural, are în ea tot ceea ce trebuie. Nu a fost transformată termic și nu și-a pierdut proprietățile. Mierea de rapiță, 99,9% trebuie să fie cristalizată, pentru că ea nu are cum să stea decât de la câteva zile după ce ai turnat-o în borcan, ea cristalizează instant. Mierea de sarcâm, ea cristalizează mai greu, ea cristalizează undeva în jur de 2 ani de zile. Okay. La fel și mierea de mană, ele au gradul de fructoză mare, mare și sunt indicate chiar în diabet. Bănuiesc că nu reușești să faci neapărat bani din asta deocamdată. Da. Exact, scopul meu este să aduc awareness pe zona apicolă, să aduc pe albine, să ne dăm seama că dacă nu consumăm produse apicole, nici apicultori nu vor mai fi, albine mai puține, poate spre deloc. Cred că a venit momentul să, nu știu, să te rog să spui, că eu am înțeles asta din ce am citit, ce am mai vorbit și cu tine, să ne spui tu sus și tare cât de importante sunt albinele pentru viața pe care o știm așa cum este ea acum. În jurul nostru, cam tot ceea ce vedem înflorit este datorat albinuțelor. Ele fac polenizarea. Din ceea ce mâncăm noi, cam o treime din hrana comestibilă este datorată albinuții. Gândiți-vă că nu ar mai fi ciocolată dacă n-ar fi albinuții. Ai lovit tare! Da. Nu am mai avea probabil nici animalele așa cum le știm noi, pentru că plantele furajere sunt la fel polenizate de albinuțe. Deci, practic, masa noastră ar fi foarte săracă. Nu știu cât de mult vom reuși noi să supraviețuim fără albinuțe. Da. E o problemă destul de importantă să avem grijă de ele. George, la finalul emisiunii intre pe invitații mei, dacă ar avea să le dea un sfat tinerilor, puștilor, de viață, un sfat care poate i-ar ajuta să facă mai bine meseria pe care și-o aleg. Nu aș putea spune că e un sfat, ci e mai mult o ideologia mea, e să trăiești pentru viață, nu pentru bani. Asta înseamnă că dacă faci ceea ce îți place și faci cu sufletul și îți dedici tot timpul lucrurilor pe care le faci și le simți, banii vor veni oricum. Cam atât pentru astăzi. George are un simț artistic foarte bine dezvoltat și o mare iubire pentru albine și muzică pe care o transmite nemijlocit. Sper că v-a plăcut și pe data viitoare. Vă pup!